Bună! Sunt Daniel Vinca și vă spun din nou salutare de la Hapul Zilei. Am vorbit mai zilele trecute despre lipsa de maniere pe care o întâlnim la unii clienți în magazine și mai ales în supermarketuri. Astăzi, ca o continuare a acelei discuții, vom pune pe tapet, știu eu, anumite momente, nu tocmai hazli, pe care le găsim în aceleași magazine mari, supermarketuri, dar de data aceasta vorbim despre acele momente neplăcute furnizate de onor angajații acestor magazine și de onor conducerea respectivelor supermarketuri. Mai întâi să vă spun indolența maximă pe care nu o suport. Fix cu o jumătate de oră înainte de ora oficială a închiderii magazinului, vedem cum jumătate dintre angajați părăsesc sarcinile curente și precum niște furnicuțe harnice, cu un zel demn de o cauză mai bună, deja încep să fac curățenie printre rafturi, printre culoare, pe culoarul principal și așa mai departe. Dar tu ești la cumpărături. Știi că mai e jumătate de oră acel magazin deschis și în continuare îți alegi în raft o pâine, un pachet de biscuiți pentru copil. În același timp, zeleasa purtătoare de mătură sau de mop, îmbibat în ape de diverse culori și diverse consistențe, ridică praful pe tine sau te blagoslovește cu ceva stropi. Nu facem acum apologia mediilor aseptice, dar ambalajul acela de pâine, de biscuiți sau de alte produse nu este o armură imbatabilă. La urma urmei, copilul, înainte de a lua biscuitele din pachet, atinge ambalajul, nu? Ca să fie mai clar, nu suntem cârcotași și nu ducem la absurd ideea de a critica datul cu mătura printre rafturi sau printre clienți. Nu ne legăm de intervenția absolut necesară atunci când, în cursul zilei, din cauza unui client sau din alte cauze, cade din raft un borcan de gem, un alt produs, care produce o mizerie care trebuie, firește, îndepărtată. Noi punctăm acum acea curățenie făcută la final, de fapt, înainte de final de program, în timp ce clienții sunt încă în magazin. Păi dacă magazinul se închide la fix, cofi 8, cofi 9, cofi 10 seara, de ce te apuci, domnule, de curățenie cu o jumătate de oră înainte? Așteaptă să plece clienții și apoi dă cu mătura și cu mopul cât dorești. Explicațiile furnizate pe tema acestui hap sunt diverse. Una din aceste explicații zice de lefuri mici. Nu mă interesează o astfel de scuză. Am mai spus tot aici, lefurile mici sunt o adevărată dramă, dar nu pot fi scuză pentru a-ți bate joc de client. O altă explicație duce vina în zona celor care răspund de strategia magazinului. Dacă ar închide mai devreme cu jumătate de oră, ar mai pierde din vânzări. Dacă ar pune oamenii la curățenie după timpul normal de muncă, ar mai trebui să plătească la salarii. Dar așa stau lucrurile, directorii de magazin sau de companie gândesc cu piciorul. Ce câștigă, aparent, pe termen scurt, vor pierde cu siguranță pe termen lung și chiar mediu. O altă aberație o găsești în aceste supermarketuri la casa de marcat. Ajungi cu un produs care are codul de bare distrus sau e căzut eticheta. Casiera îl dă deoparte, marchează în continuare, dar nu cheamă imediat pe altcineva din personal să meargă la raft și să aducă un preț bun. La final îți face totalul, fără produsul respectiv, și uneori din proprie inițiativă sau, dacă insiști, cheamă totuși pe cineva să rezolve problema. Poți avea ghinion și dacă nu e niciun alt angajat disponibil, casiera ia următorul client și uită de tine și produsul ăla pe care vroiai să-l cumperi. Altfel spus, nu mai cumperi din magazin ceea ce dorești tu, ci cumperi ceea ce dorește casiera. A, în timp ce nu se găsește nimeni din personal să meargă la raft să aducă un produs similar pentru scanat, că tu nu ai voie și uneori nici cum fizic să te mai strecori printre barele de inox, tu vezi la câțiva metri de tine doi salariați care stau la povești, altul care vorbește la mobil și așa mai departe. A, eventual și vreo doi bodyguards care deja au venit și se uită preventiv la tine, nu cumva să faci scandal, că dacă îți manifesti o nemulțumire, poți depăși tonul normal și atunci trebuie să fie forțele de ordine pe poziție. Și uite așa se adeverește faptul că vorba veche, clientul nostru, stăpânul nostru, a fost upgradată în clientul nostru, subalternul nostru, nu mai cumpără ce vrea el, ci ce aprobă casiera și alți angajați, sau mai rău, fraierul nostru sau victima noastră. Înainte de a încheia, încă o aberație din zona caselor de marcat. Plătești suma, deja te împinge din spate următorul client, că uneori funcționează doar un sfert din casele de marcat și oamenii stând atât la coadă își pierd răbdarea, casiera îți dă cu o mână rapid bonul, numără restul cu o viteză de zici că e nepoata lui Iosefine
și întreabă la fel de repede. E tot în regulă? Și așteaptă rugătoare răspunsul tău în timp ce are deja în mână primul produs pentru scanare de la clientul din spatele tău. Păi de unde să știi dacă e totul în regulă, că nu ai apucat să citești nici bonul și nici să numeri restul. Dar ea insistă. Așa i s-o fi spus la cursul la care a fost respectiva de către șeful caselor de marcat din rețea, din Moldova, din toată țara, din Calea Lacteie. E totul în regulă? Nu, nu e în regulă că după ce un client stă și 15 sau chiar 20 de minute la rând la casă, fie pentru că sunt prea puțini angajați, fie pentru că directorul sau șeful de magazin o fi fost angajat pe pile sau pe șpagă și el e zero barat ca și competență și nu știe să aranjeze bine personalul în acel spațiu comercial, angajața de la casă să scaneze și să vânture produsele cu viteza de la batoza de grâu și să-ți vorbească de parcă ar fi șpicherița aia de citește reclame la medicamente. Și uite așa avem un comerț capitalist, inclusiv sau mai ales ca și prețuri, dar socialist ca și calitatea serviciilor. Adică ceva gen o tovarare pe zeală să-i luăm banii și ducă-se învârtindu-se. Dar poate o să vină vremea și concurența pe măsură, sperăm, ca și clientul să învețe că se poate duce, inclusiv se poate duce să-și lase banii în altă parte. Până atunci, spor la cumpărături și răbdare. Eu vă spun din nou salutare de la Hapul Zilei.